Am văzut, este. Au dat drumul este. La nu știm ce a făcut. Cred că îl curăță, nu știu. E clandom. Da, e mult muncă tot. E niște clean și pânțăi, n-are încă, n-are nimic. Mai multe am adunat de pe jos. Ia. Ia, ține-te la șoare. Ce e ăsta? Clean. Clean? Dar ce, a dat drumul la baraj? Da, da, se căbăr. A luat toată lumea de care... A luat pește cu saci. Cu saci, da. Da? Dar era normal acum, în perioada de prohibiție, să dea drumul? Nu era, da. Lica mă moară? Eu omorul pe toți. Și-a omorul pe toți, da. Și pe lac nu mai poți să scrii de acum. Nu, mă, pe lac 25 de ani nu mai e. Nu mai e pește. Da, deci în urma unui program aprobat de Agenția Națională a Apelor Române și Administrația Bazinală Buzău-Ialomița, au fost aprobate lucrări de anvergură la echipamentele hidromecanice ale barajului, la rosturile de etanșare ale prizei energetice și corpul barajului, precum și la echipamentele hidromecanice ale microhidrocentralei din aval de baraj. Pentru a se putea interveni la curățarea prizei energetice, la vizualizarea rostului de etanșare între cele două corpuri ale de beton, a fost necesar golirea barajului, golire care nu s-a mai efectuat din 1976, o golire parțială s-a mai efectuat prin 1979, dar fără a se interveni la niciunul din echipamentele hidromecanice. Deci, siguranța unui baraj e mult mai importantă decât oricare altă activitate conexă unui asemenea obiectiv hidrotehnic. Știți foarte bine că, sau ați fost informați, că la Puceasa, la lacul de acumulare, se face o lucrare de spălare, de schimbarea unor vane. Este o lucrare programată de mult timp, amânată din păcate, și odată și odată trebuia să întâmple și așa ceva. S-a oprit apa din oraș, s-a întrunit comandamentul pentru situații de urgență și s-au găsit soluții ca populația, bineînțeles, în primul rând este informată de această activitate începută la zona noastră și sunt amenajate deja 8 cizmele stradale în cartierele de blocuri. Populația se poate alimenta însă într-un regim strict, într-un regim de avarie, până marți este ziua maximă, când avem asigurări de la cei care dezvoltă activitatea aici că apa va fi preluată furnizarea de apă din bazinul Mușa.